regulile în sistemul sanitar, ca și multe alte reguli în societatea românească, nu au fost respectate pentru multă vreme. Dacă vii acum și te uiți cum ar trebui să arate lucrurile, chiar aplicând regulile care există, și aș da exemplul igienei în spitale, ar trebui închise majoritatea spitalelor. Faptul că regulile nu au fost reguli de bază, nu a fost controlată pentru ani de zile, ne-a adus în această situație în care, practic, aproape orice măsură care are un impact, care poate să aibă un impact real, pare ca o măsură cumva total scoasă din context. Și v-aș da exemplul din nou.